Acum vedem acest preț din ofertă pentru investitorii retail, noi, da, investitorii obișnuiți. Și este de 112 lei pe acțiune. Totuși, ceea ce îmi place, da, ceea ce îmi place să văd este că au menținut prețul din ultima evaluare pe care am prezentat-o pe canal, da. Ultima evaluare care a fost desfășurată pentru hidroelectrica a fost de 121 de lei pe acțiune. Și acum e 112 lei, dar dacă excluzi dividendul, faci un calcul, iei dividendul total plătit în 2023, în parza numărul de acțiuni o să-ți dea 9 lei. 9 lei minus 121 de lei îți dă 111 lei și puțin 112 lei. Dacă aplici acel discount, dacă e în primele 5 zile, o să fie sub 112 lei, 108 lei și ceva. Acum bineînțeles contează care este prețul final din ofertă după ce vedem instituțiile ce preț dictează, dar tu ai un discount dacă e în primele 5 zile. Și atunci prețul este destul de just. Pentru că vedem că acționarii au aprobat distribuirea unui dividend brut de 3,91 miliarde plus un dividend special de 435 de milioane de lei. Și atunci am discutat deja despre aceste dividende, da? în total 4,3 miliarde. Dacă împarți la numărul de acțiuni, da? care e numărul de acțiuni, vedem imediat, 448 de milioane de acțiuni, o să fie un 9 lei pe acțiune și dacă scazi din 121 lei, o să-ți dea aproape 112 lei. Ceea ce îmi place destul de mult. De ce? Pentru că România a făcut niște promisiuni în PNRR că o să listeze hidroelectrica și mulți spuneau că o să listeze doar 10-15% de fapt fondul proprietatea, că nu este cererea atât de mare, suntem, știi și tu foarte bine, într-o etapă macroeconomică în care nu sunt atât de mulți bani ușor accesibili, da? banii sunt scumpi, creditul e scump pentru că rata de dobândă e scumpă și atunci foarte mulți au spus că nu o să vândă integral și cumva poate, pentru că sunt aceste promisiuni să compromită România fondul proprietatea și să vândă la un discount mai mare, dar vedem totuși că și-au păstrat poziția fermă pe 121 de lei, exact la cât au fost evaluați în ultimul raport de evaluare. 121 lei, da, minus 9 lei valoarea dividendului, 112 lei. Nu mi se pare un preț mare, nu mi se pare un preț ieftin, da? De deci este cumva între, însă eu mi-am stabilit a priori că dacă este sub 115 lei pe acțiune, o să subscriu și bineînțeles, am promis că subscriu și cu tine o parte, da, live, pentru că am discutat despre asta deja, am făcut o promisiune și ai dus videoclipul la un număr de like-uri, te rog să lași un like și la acesta dacă apreciezi efortul depus și hai să-l împingem și pe acesta peste 500 de like-uri dacă cu adevărat vrei să creștem ca platformă și o să-ți mai pregătesc niște materiale interesante. Fondul proprietatea este acest fond de tip închis, da? Este un fond listat la bursă care deține acțiuni în alte companii, da? Listate sau private. Ei bine, fondul proprietatea deține în momentul de față, da? Înainte să listeze participația pe bursă, deține 19,94% în hidroelectric. Această participație pe care o deține fondul proprietatea reprezintă aproape 80% din valoarea activelor nete din fond, este atât de mare și deține atât de puțin în alte companii din punct de vedere monetar, încât acest 19,94% reprezintă cam 80% din valoarea activelor nete. Odată ce fondul proprietatea listează această participație, acest 80% din van o să fie plătit ca dividend special acționarilor în fondul proprietatea, care au fost până în ex-date-ul stabilit. Încă nu e stabilit, da? Și care este ideea din spate? acest fondul proprietatea o să rămână cu atât, da? O să rămână doar cu această bucățică, care dacă ne uităm la prețul din piață, pentru că se tranzacționează la un discount față de VUAN, putem să vedem că ar reprezenta un potențial minus 92% și am pregătit un material în care am discutat de ce poate să scadă fondul proprietatea cu 92% în prețul pe acțiune din cauza acelui dezechilibru VUAN preț acțiune ulterior listării, dar bineînțeles tu ca acționar în fondul proprietatea nu simți pentru că îți încasezi dividendul. Bine, cu impozit de Asta nu discut foarte precis. Acum, în momentul în care din 19,94%, 17,34% da, de puncte procentuale, 17,34% din hidroelectrica listează la bursă, sau chiar 19,94% integral, dacă va reuși atunci această participație se transferă de la acționarii existenți în fondul proprietatea care dețin 80% către acționarii noi care subscriu în ofertă și care achiziționează a posteriori pe piața liberă pe bursă. Acum, din 78 de milioane de acțiuni, care înseamnă 17,34% din hidroelectrica, 85% se alocă în această ofertă instituțiilor, adică 66,306.043 de acțiuni, 15% se oferă investitorilor retail ție, mie, celor care participăm la IPO, 11,7 milioane de acțiuni, deja 3 milioane s-au subscris până să pregătesc acest material, până la ora 3 pe 23 iunie, în prima zi de IPO. Prețul retail, să nu uiți, 112 lei pe acțiune, 3% discount dacă cumperi în primele 5 zile lucrătoare din IPO și prețul instituții, da, vedem un interval 94 lei, 112 lei pe acțiune. Acum, hai să discutăm despre un plan de alocare, pentru că poate stai să te gândești, ok, am 10.000 de lei strânși, 20.000 de lei strânși, 5.000 de lei strânși, merg cu toți banii deodată în IPO, hai să discutăm puțin anumite strategii, da? Deci, tu ai o teză de investiții sau ar trebui să-ți pregătești o teză de investiții. Dacă nu ți-ai revendicat încă planul de investiții în 8 pași pe care ți-l ofer gratis, da? intră pe foxland.ro, ai acolo o secțiune, scrie mail-ul, îl primești pe mail în câteva zile și să spunem că în teza ta de investiții ai 3 industrii, energie, IT, bănci. În opinia mea, ceea ce îți sugerez astăzi, da? chiar îți sugerez și te rog foarte mult, nu te supraconcentra din cauza acestui hype pe hidroelectrica. Nu rebalansa prematur din alte sectoare sau instrumente financiare pe care le reții doar pentru că hidroelectrica este cel mai tare copil pe stradă acum și este hot, este fierbinte. Nu te duce cu banii și nu pleca din alte companii. Dacă tu ți-ai stabilit 33%, 33%, 33%, 33 în trei industrii, nu vinde prematur din IT sau din bă să te duci să te supraexpui în energie pe hidroelectrica doar pentru că poate nu ai suficient de mulți bani să participi la IPO, să zicem mai 3000 de lei și mai tai tu 2000 de lei din anumite companii, să te duci, nu te supraconcentra. E foarte important. Nu rebalansa prematură. Am discutat de mai multe ori despre asta, dacă ești un membru and știi, am discutat în strategii de alocare pe bursă, în mai multe materiale, nu rebalansa prematură. Și vedem aici plan de investiții. Să spunem că tu ai o sumă inițială de 10.000 de lei. 10.000 de lei ai reușit tu să strângi pentru hidroelectrica și vrei să îi aloci. Și să spunem că vrei să mai aloci lunar 500 de lei, rup din salariul lunar 500 de lei și îi aloci în hidroelectrică. Să spunem că la IPO prețul final este între 102 și 112 lei. Hai să zicem 112 lei să fie matematica simplă. Ce poți să faci? Și bineînțeles, lucrează la proporții, adaptează-le cum vrei tu. Poți să aloci 50% la IPO din cei 10.000 de lei, după care, dacă e un scenariu pozitiv și vezi că se apreciază prețul pe acțiune pentru hidroelectrica, aloci, faci DCA. Poate nu mai vrei să iei aici, de exemplu, sau aici, sau aici, din acești 500 de lei și 50% din 10.000 de lei alocații gradual, periodic. Poate nu mai vrei. Și atunci, iei doar aici, iei doar aici și maximum iei aici strategic să spunem, și mai aloci dacă scade. Sau scenariu negativ, dacă scade, bineînțeles că îți convine și aloci 50% din 10.000 de lei plus aș zis ei cu 500 de lei și ei pe scăderi însă nu se știe. Foarte multe persoane spun că dacă e la IPO prețul o să scade, ceea ce este o eroare foarte mare, prețul nu scade după IPO garantat, nu știe nimeni ce se întâmplă după IPO. Dacă scade, înseamnă că prețul a fost supraevaluat. Acum, hai să discutăm puțin despre acest uh, preț de listare. Sunt toate IPO-urile supraevaluate? Bineînțeles că arbitrar poți să te duci să faci cherry picking din în engleză, știu că traducem și adaptăm aici, nu vorbim în engleză, adică să cauți tu arbitrar anumite grafice de la anumite companii și să arăți cum după acest IPO prețul a scăzut. Îți arăt și eu tot arbitrar anumite grafice, uite-te la nuclear electrică, uită te și la alte companii care după IPO, deși într-adevăr au existat și scăderi, există o creștere foarte mare de la prețul de IPO și poți să să-ți arăt foarte multe companii și eu care au crescut imediat după și nu au mai scăzut sub acel preț, poți să să-ți arăt și companii care au scăzut foarte rău după IPO. Și atunci, nu este o regulă generală, da? Prețul trebuie tot timpul să fie pus lângă valoare. Când spui este scump sau ieftin, față de ce? Față de o valoare. Cum ai stabilit acea valoare? Care este valoarea? Care este potențialul? Dacă se listează la 112 lei după IPO, tu să știi dacă este ieftină sau scumpă, poți să stabilești asta doar pe baza unui model de evaluare. Și atunci, întrebarea este scump sau este ieftin IPO-ul? Față de ce ți-am mai spus? Față de valoare dacă valoarea ta intrinsecă este mai mare decât 112, atunci ce înseamnă? Înseamnă că se tranzacționează la un discount, înseamnă că este mai ieftin. Prețul din piață este mai mare, el decât valoarea intrinsecă care poate e 98, să spunem sau 90 atunci da, este supraevaluat, dar stabilește acest preț țintă, stabilește această valoare intrinsecă singur în confortul ideilor tale personale. Estimările mereu diferă, macro, micro, mereu diferă estimările, așa că e foarte important să înțelegi că niciodată nu o să reușești să identifici viitorul. Acesta a fost doar un fragment, un mic, mic fragment dintr-un material important. Materialul este acesta, iar eu te invit să-l vizionezi. Hai acolo și scrie un comentariu și transmite și mie un gând în acest videoclip. Și dacă ți-a plăcut, lasă și o apreciere. Salut